Emi, am să spun ceva. Ce spune mie intuiția. L-am citit pe Dante, strică zâna asta. Asta este a treia. În 97. Da. Un contemporan, aproximativ contemporan al lui Dante, a fost acesta, Francesco Petrarca, care a scris cartea aceasta în timpul vieții, o carte de sonete, cred. Asta este bilingvă, cum vezi. Și ce încerc să zic eu este că perspectiva de acum, bineînțeles că vreau să citesc cartea asta, mă mut decât să recitesc Divina Comedie și să spun de ce. Deși nu e exclus să recitesc dacă apuc și Divina Comedie, sau măcar anumite, dar perspectiva mea este că dacă ar fi să comparăm cu Biblia, Divina Comedie mai degrabă o carte macro, o carte a maselor. Deci acolo omul este mărunt, știi? Un vechi testament, o Biblie. Pe când canțonierul, în care nu este decât, teoretic, nu știu, decât Petrarca și Doina Laura, el fiind călugăr și ea fiind căsătorită, de o iubire ideală, este ca un fel de nou testament. Asta este ceva extraordinar.